Avem în Grecia proteste anti-Merkel cu Merkel de față. Priviți cum arată un grec în pielea goală protestând de mama focului. Văzând aceste imagini, un cățel al nu știu cui, zdreanță, strănută de mama focului. Trecem acum la prima TV, unde cireașa e bine așezată pe tort, iar concurenții sunt forțați de împrejurimi. Eu nu cred că merge la piață prea des, iar acum va fi forțat de împrejurimi. La televiziunea poporului, OTV mei, avem un domn doctor arab foarte slobod la gură. N-am știut ce înseamnă, unul îmi spunea p***damate, nu știam domn ce... Domn doctor! Nu știam, m-a dar salutat, m-a salutat, m-a salutat cuvântul ăsta urât. Nu, m-a băgat la origine. Și eu mergeam la profesoară și îi spuneam cuvântul ala de salut, oare este alt salut în românește? Măi, domn doctor, măi români, măi, să spui și mușco de varice apropo de specializarea ma tale și televiziunea chiar că era a poporului. N-am știut ce înseamnă, unul îmi spunea p***damate, nu știam ce... Nu știam, m-a salutat, m-a salutat, m-a salutat cuvântul ăsta urât. Nu, m-a băgat la origine. Rămânem la OTV pentru a-l asculta pe domnul Barbu, care vorbește de businessman din carton. În ziua de azi sunt numiți oameni de afaceri toți agaricii, toți jegoșii, toți nespălații au devenit oameni de afaceri. Ăsta a luat niște pământuri de la niște proști, niște sărăntoci, morți de foame și rupți în cur. Și încheiem apoteotic cu cel mai antipatic tip din TV, domnul Banciu, care are ce are cu hârtia igienică. Am făcut armata între 90 și 91 aici pe Vitan Brăzești. N-a existat o bucățică atât de hârtie igienică într-un an de zile de armată. Deci unitatea n-a pus la dispoziția soldaților nici atât hârtie. Totul era de ce ți-aduceai tu, ziare, reviste. Carmen Brumă nu era născută, am impresionat că pe vremea aia, ne-am fi șters și cu ea la fund. Ei, era culmea să-ți placă tocmai hârtia igienică. Sechelele sunt însă vechi, de pe vremea când vașnicul realizator se ștergea cu scoarța de copac. În momentul în care se aducea o rolă, păi se trăgea ca la revoluție, tată. Deci scoteau toți armele din rastele, omorai. Omorai orice pentru o hârtie igienică, tată. Ce era? Te ștergeai de copac, mă! Deci ieșeai de la WC-ul și te ștergeai de scoarța copacului, ca Balu. Ăsta, mă, ce dracu! Scoși de la naftalină, politicienii se pregătesc de campanie electorală. Începem cu domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care cere slujitorului Gâdea să depășească drama interviului din primăvară. Îl rog, prietenește, pe domnul Gâdea să depășească trauma acelui interviu. Pentru că îmi pare rău, mă uit la domnia sa, este un om tânăr, dar nu poate să fie atât de traumatizat. Mă doare sufletul. Între timp, probabil că citește și dicționarul. Da? Acea decapitare a unor oficiali din Ministerul de Interne pe niște date concrete este salutară. Iertați-mă că salutar înseamnă salvator? Salutar... Nu, ca să-mi dau seama... Nu, salutar este de la faptul că salutăm un gest ce trebuia făcut. Atunci nu-i salutar. Deci salutați gestul, am înțeles. Trecem acum la fostul ministru de interne și actualul fin al lui Băsescu, domnul Igaș de la Arad. Pe el nu-l bănuim de subtilități lingvistice pentru că este prea dâng-dâng. Dar e și porumbelul. Domnul ministru delegat Liviu Pop este un mare mincinos. Așa cum este și șeful domniei sale de partid și de guvern, domnul Viorel Ponta. Ai dreptate că în spatele multor pesediști de soi se află Viorel Hrebenciuc, nu Victor Ponta. Și apropo de pesediști. Eu am tăcut în această perioadă din motive legate de realitatea politică a momentului, pentru că nu vreau să par un plângăcios care spune a ce s-a întâmplat. Am câștigat în 2009. Ei, nu ești plângăcios, mă, Joana, măi. Hai să fim serioși. Plânge fiera în tine. Am spus fiere, care e amară exact ca berea lui Boc Poc. Am mai umblat cu cepul când eram pe acasă, ba la vin, ba la țuică, dar la bere niciodată. E o plăcere să deschizi un butoi de bere germană, să știți că e gustoasă. Am gustat-o primul pentru că a ajuns pe mine prima dată. Dar e plăcută, e bună, e spumoasă. Tot domnul Boc, a ajuns primar din premier, are mai nou veleități de Vatman. Poftiți în vagoane, urmează stația sala sportului, pe ferorul pe partea dreaptă, până aflăm opinia. Dar pentru cine sunt? Că nimeni nu mă ascultă. Pentru mine te ascultă lumea, pe mine nu mă ascultă.
Vorbeam mai devreme de naftalină și uite cum ea naftalina se potrivește perfect domnului Ciorbea scos de la păstrare să se războiască cu unii mai tineri. Habar n-ai, bă, copile, erai în scutece sau nu erai născut și șerniță? Cine, tu? Cine ești tu, măi? Învață un pic de istorie. Haideți să folosim limba. Ești un papagal plătit ca să strige aici. Domnul Ciorbea, nu știi nimic. Domnul Ciorbea, mă limbot, vă rog. Prin limbajul, nu foarte mult. Prin limbajul pe care l-aveți, știi dumneavoastră, vă faceți un deserviciu. Tău patron, vă faceți a de luat 0,6% la primăria capitală. Vă faceți de râs prin ce? Eu am câștigat milioane, pe care îl faceți el a luat 0,2%. Și dă-i și luptă, dar ce combativ! Nu ne-am fi închipuit așa ceva. Ați făcut rating, ați avut două minute acum, doamna Gheorghe, de rating maxim. Păi după această discuție. Doar Ciorbea și-a dat dimensiunea propriei educații, da, și a propriului caracter. Tu vorbești de educația mea, băi, Iată acum ceva exclusiv din antene, că își merită și numele și banii. Au ei angajați mai ciudați pe aici pe acolo, dar fac treabă. Julio a făcut un show de senzație azi noapte în Mamaia. Domnule Osmanovici, cum e Turgule și Pistolul? Dar stați să vedeți o emisiune unde fetele sunt închise cu viitoarele soacre. De unde și bucuria nurorilor când ies din concurs. Majoritatea telespectatorilor au decis ca tu, Iulia, să pleci. Nu pot să cred. Trebuie să spun, trebuie să... Pot să vă pup? Pupă-mă, e prima oară când zis că fac în momentul în care o să-mi spuneți că pentru plec. Că pleci? Mă pup că pleci? Pupă-mă atunci. Corina! Corina, ce s-a îndeplinit dorința? Te rog să mergi acasă. La un show păcătos, nena Capatos are un decor nou unde se împiedică toți invitații. Bre, neacapatos, bre, repară, bre, decorul ăla, că rămâi fără invitați, zău. Tot la un show păcătos, reporterul Horațiu devine din ce în ce mai horror. El ne prezintă WC-ul Ioanei Tufaru, bombă bacteriologică, frate. Hai să-l mișcăm, domnul Dan Capatos. Aoleu, aoleu. Hai că faci rânză dacă faci. Bă, ia-o, bă, nu se mișcă mâine să iată că nu se mișcă. Nu se mișcă. Mai zi o dată, vasul de WC. Da, iată că nu se mișcă. Nu se mișcă. Să nu mai dau în viața mea noroc cu Horaci. Haideți, dacă vreți, băgăm și mâna să vedem dacă este curat. Oare până unde merge abjecția și grosolănia la TV? Ei, cum până unde? Lasă că atinge Horaci absolutul. Eu vreau fetiță. Fetiță imediat se rezolvă. Este aici pregătită. Oh, dar cine e acolo? Aoleu. O fetiță. Cu fundiță. Vai de capul meu, Horaț. Să-l stăpâniți sănătos. Deci nu, așa ceva. Așa no, ceva no, n-am văzut. Deci no. Stai puțin. Simona, poți să iau un loc, te rog, din suflet. Am jos treburile, deci mă, Horaț, fie no, sănătos. Nu există așa ceva. Și terminăm exact așa cum sunt antenele. Pe din afară spoit gardul și înăuntru leopardul, ăla care a absolvit școala ajutătoare. Nu vă temeți de Abdullah al Turciei, nici oastea lui Mihai Viteazu nu s-a temut de Bayazid, îi încurajează regizorul pe luptătorii lui Pițurcă. Bayazid, cu care m-am întâlnit în rolul lui Mircea, a fost un monstru. Ce treabă are Bayazid cu Mihai Viteazul, nu știm, dar în cazul anteniștilor au fost contemporani. Nu vă temeți de Abdullah al Turciei, nici oastea lui Mihai Viteazu nu s-a temut de Bayazid, îi încurajează regizorul pe luptătorii lui Pițurcă. Bayazid, cu care m-am întâlnit în rolul lui Mircea, a fost un monstru. Bayazid, eu, Suleiman Magnificul, vă interzic categoric să mai vorbiți despre Bayazid. Măria ta? Măria ta? Da, Cadână Hürrem, ce s-a mai întâmplat? Măria ta, bucură-te! De ce să mă bucur? Mărite, Suleiman, ți-am mai făcut doi copii. Uite-i, unu... Dă-mi Cadună Hürrem.
Ăsta o să scriu spahiu. Așa. Și ienicer. Așa. Acum lasă-mă. Păi și eu ce fac? Tu te și mai fă. Auzi? Fă-mi un antrenor pentru Naționala Turciei, că pe al spânzuri. Dans! Nu tu! Ele! De la realitate aflăm că un paprikaș cu mult fum de lemne este mult mai bun decât unul fără fum. Este făcut cu fum de lemn care îi dă o aromă deosebită de afumătură, de ceva deosebit, mai ales că este făcut și în aer liber. Așa o fi, măi, că prea o ziceți cu foc. Dar în imagini se vede clar o butelie, nici de cum un maldăr de lemne. Tot la irealitatea, cum e meteo schimbător, cum îl cheamă pe apramuritul cu ochelari? Administrația Națională de Meteorologie a emis cu puțin moment, cu în urmă cu puțin moment. În urmă cu puțin moment, a? Halal să-ți fie. Ei, uite aici o reporteriță cum numără la România TV. Ioana? Vă rog mult, dacă probele de microfon sunt bune, băgdei, în foarte scurt timp revine cu noi. Trecem acum la Oana Frigescu, cea care are un fel de legătură, și asta directă, cu colega Mirela. Mirela, te aud perfect. Ok, și eu, abia acum. Suntem în direct, dar mergem în platoul Observatorului pentru cele mai importante știri ale orei 16. Oana Frigescu are detalii. Bună ziua, Oana! La România TV, o știristă ne spune că nu știu ce vulcan a aruncat cenușă la 3000 de kilometri. Erupție spectaculoasă în Indonezia. Vulcanul Lokon a aruncat cenușa la 3000 de kilometri în aer. Sesizând că 3000 de kilometri e o înălțime prea gogonată, aceeași prezentatoare reduce erupția vulcanului la doar câțiva metri. Erupție spectaculoasă în Indonezia. Vulcanul Lokon a aruncat cenușa la câțiva metri în aer. Acum să înțelegeți voi ce a vrut să spună Esca, pentru că noi ne-am chinuit și n-am înțeles. O doamnă în vârstă din București s-a trezit că pensia ei pe o jumătate de an s-a evaporat din cordul telecan deschis special la bancă. Așa e că n-ați înțeles nimic? Cum n-am înțeles nici din următoarea știre, unde un nene vrea să doboare recordul mondial de săritură cu parașuta de la amețitoarea înălțime de 40 de metri. Mâine este ziua cea mare pentru austriacul care vrea să doboare 4 recorduri mondiale, dar și pentru toți fanii săi. Felix Baumgartner va sări de la aproape 40 de metri înălțime. Iată acum imagini de la Răzvan și Dani, unde reporterul Ivașcu de la Pitești și-a tras o freză la Remus Struică și s-a apucat să pupe fete. Dacă îmi dați un pupic, mă lasă să plec de la cadru. E frig, vă rog, un pupic. Hai, Ivașcu, că poți! Hai, Ivașcu! Doamne, să rămână. Vedeți? Un pupic, vă rog, și mă lasă să plec. E frig rău, vă rog. Un pupic și atât. Un pupic. Dar ce sunt ăștia? Tot o corespondentă face frigul așteptând să intre în direct. Dar nu îngheață acolo în cadru, ci dansează. Domnul Dani. Eu cu minunea noastră de corespondenți, pinguinul, e frig. La Târgu Mureș de obicei e foarte frig și atunci ne încălzim prin surse și resurse proprii. Și nu este singura dansatoare din emisiune. Răzvan împreună cu Dani formând un cuplu de invidiat. Horoscop! Horoscop! Hai mă, horoscop! Ei, dar nu sunt singurii dansatori de la TV. Mai avem un alt cuplu celebru, Cabral și Solcanu. Să ne fie clar, când am spus cuplu ne refeream la dans, că în rest știm. Cabral e însurat, iar Solcanu încă îl mai caută pe Vasile. Apropo de podoabele băieților, ele vor intra la apă. În aproximativ 1000 de ani, corpul nostru se va schimba, în special cel bărbătesc. Deci situațiile, los cojones, situațiile vor intra la apă. Vor intra în ele. Vor... Da. Nu vor mai fi, nu se vor mai nu se vor exprima, da. Ca să zic așa. Rămânem și în domeniu și la Cânalde, unde Veorica din Clejan are invitată o tanti ce vrea unul cu șurubul tare, pentru că ea are o piuliță foarte pofticioasă. O femeie caută întotdeauna un șurub mai tânăr. Păi normal, ce să fac eu numai, na? A trecut de 70, șurubul s-a ofilit. Tot are, dar bărbatul nu prea mai are. Nu prea. La câte magazine de scule și unelte de fiare vechi sunt, o să găsiți și ea ce vă trebuie. Îți urez să găsești unul mai tânăr cu 10 ani, dar să aibă șurubul black. Nu să-l aibă black, să-l aibă tare, că de-aia le-au tânăr. Avem acum imagini cu clipicioasa Saviana de la Irealități. Ea are probleme cu șoferii. Șoferii sunt în...
Maratonul internațional de la București a pus la grea încercare răbdarea șoferilor. Tot cu șoferii are probleme și Moise Guran. Șoferii sau șomerii? Ce s-ar întâmpla dacă se întorc 3 milioane și o să fie 3 milioane de șoferi? Doamne, nu o să fie 3 milioane de șoferi. Hai să ne înțelegem. Cum am zis, șoferi, șomeri, am vrut să zic. Iată acum pe Andreea Bălan cum încearcă ea să facă scheme cu Cosmin Seleși. 1, 2, 3 și... Opa! Asta vreau să zic. Încearcă cu Păi bine, mă, Andreea, cu jumătate de buletin faci tu scheme. Era clar că o să dai cu dondonerul de pământ. La fel cum a făcut și Zăvoranca la Cancan TV. Eu am fost super, super doamnă cu tine. Ură din partea ta pentru ce ai făcut. Super doamnă cu tine. No, super Oana. Doamnă. Oana. În urma acestei prestații, Kerida a fost dat afară de la antene, unde Cică urma să se relanseze. Ce relansare visați, măi? Zăvoranca numai în lături se simte bine. Numai iubirea, doar iubirea, îți dă speranțe să trăiești. Numai iubiți și din iubire poți altora să dăruiești. Halal cântat, măi nene, halal. Să știi că tu e soarele ei, de fapt. Așa cum portocala e un soare mai mic pentru cea mai batjocorită persoană din TV. Într-o zi mi-ai dăruit o portocală, lumea toată ne părea. O portocală, lumea toată ne părea. O portocală, lumea toată ne părea.